Deșteptarea cu Vlad, George și Luca la Europa FM. Noi revenim acum cu o actualizare de pe frontul anticiori din Arad, unde știți că primăria a declanșat zilele trecute o ofensivă, cu arma bufnița artificială. Nu m-au crezut pe cuvânt că bufnița artificială... Bufnița artificială, s-a citit, știți că s-a discutat aici la Deșteptarea multă vreme. Da. Bufniță, uliu artificial, asta e o metodă încercată, nu verificată. George a și cumpărat, adică... Da, a cumpărat. Mai mult de atât. Am făcut o investiție, acum mai pe post de bibelou. Dar mai ai? Sigur cu am. Poți te rog să-mi împrumuți? Acum mi-am dat seama. De ce? Vreau să încerc la porumbel la mine. Poate mie să mai tântălăi. Au nevoie de un prieten nou sau care e problema? Merită încercat. Cu o singură condiție. Nu poți să știi niciodată. Cu o singură condiție, să nu mi-o rănească. Nu, dar serios, poți să mi-o aduci? Fac două poze cu ea, hap, țap, țarap și ți-o aduc înapoi. Perfect. Trebuie să-ți dau, eu îți dau un GoPro să pui lângă bufniță să filmăm și prietenirea. Ce zici de asta? Da, durează un pic, nu se împrietenesc chiar imediat. Păi, nu pui nimic, mai schimb bateriile. Lasă mai bine că îmi strici ăla, mai bine nu stau. Deci la Arad, edilul, primarul, a avut ideea cu bufnița și a și cumpărat el bufnița artificială din bănuții lui. Bravo, uite așa un bun exemplu. Bufnița asta artificială de la Arad e cu aripile deschise. Spre deosebire a lui Zaf, că lui Zaf pare gata să se culce. A mea e pe somn. Da, e pe somnic. Asta la Arad are o deschidere a aripilor de aproape un metru. Mai ca mie. Deci edita mai bufnițoiu, e instalată... E umbrar. Da. Au instalat-o într-un copac, în parcul din spatele primăriei. Și relatarea spune așa: a creat panică printre ciori, spun cei care au ajutat la montarea ei, dar numai pentru puțin timp. Raportăm că ciorile deja s-au împrietenit cu ea. Deci la început, când a apărut bufnița, alea s-au speriat, după care zic, mă, că-i de gașcă, e de-a noastră. Și are loc o investigație jurnalistică pe linia frontului. Corespondentul special al site-ului Observator News realizează diferite interviuri și întreabă un angajat de la gospodărirea comunală. Îl întreabă: cum au reacționat ciorile în momentul în care a spus bufnița? Așa. Și angajatul răspunde: păi s-au speriat și au luat zborul de aici. Văd că acum nu mai... Dacă bate vântul, ea se mișcă și atunci nu se mai ating de cuibul. Să sperăm. Acum nu știu. Asta era în faza inițială a ofensivei. Doar că... Și n-a mai bătut vântul. Asta e problema. Și a murit bufnița. Și bufnița artificială a generat și unele controverse printre localnici. Iată ce zice un localnic. Părerea mea, spune Arădeanu, este că ar fi trebuit o bufniță reală. Eventual să fie mai cu natură, mai friendly, mai frumos. Așa nu cred că e exact cea mai bună variantă. Dar decât nimic. Deci dacă nu avem bufniță adevărată, chiar și una de plastic. Reporterul zice: o bufniță dresată îl ajută, știi? Adică da. O bufniță dresată, mă înțelegi? Îi făcea cu ochii wink-wink, element ajutător. Da, eventual da, zice localnicul. Bravo! Bravo, bună idee. Reporterul, asta e foarte tare. Dumneavoastră, zice, v-ați speriat de o bufniță? Da, răspunde localnicul. Dar eu nu-s cioară. Adică, frate, cioara știe, bufnița artificială. Deci, asta este situația. La început, dacă a bătut vântul, s-au mai speriat, însă acum ciorile s-au obișnuit cu noua lor prietenă, bufnița artificială cu aripile deschise din Arad. Deșteptarea cu Vlad, George și Luca la Europa FM.